Funcționarii din primăria Roman nu vor putea beneficia anul acesta de tichetele de vacanță pe care vor trebui să le primească în conformitate cu prevederile legale, pentru că actul normativ nu are încă norme de aplicare. Din această cauză, acordarea de tichete de vacanță nu a fost anul acesta bugetată. Păi nu ne dădea voie legea să le prevedem în buget. Este vorba de o hotărâre de guvern publicată săptămâna trecută în Monitorul Oficial. Însă, în termen de 60 de zile, trebuie să apară normele de aplicare și abia ulterior vom lua o decizie. În momentul de față, atâta timp ce legea nu ne dădea voie să bugetăm aceste vouchere, cu siguranță nu sunt bugetate. De asemenea, dacă ați văzut bine în hotărârea de guvern, spune foarte clar că acestea pot fi folosite până la 30 octombrie anul viitor, drept pentru care vom lua o decizie. E vorba de un singur voucher care se acordă în perioada asta. Da, e că e cazul, vom încerca să căutăm soluții și pentru acest an, dar plecați de la premisa că dacă în termen de 60 de zile, într-un caz fericit, apar normele de aplicare, deja trece perioada de vacanță și atunci vom încerca să bugetăm pentru anul viitor, știut fiind faptul că aceste vouchere pot fi folosite și în anul viitor. Un tichet de vacanță va avea o valoare de 1450 de lei de persoană și poate fi folosit pentru plata serviciilor turistice, dar numai pe teritoriul României. Conform statisticilor, 1,19 milioane de posturi sunt ocupate în instituțiile bugetate de stat. Și la nivelul primăriei Roman, impactul financiar va fi important, ținând cont de faptul că doar în primăria Roman lucrează în prezent 350 de salariați, la care se adaugă cei din administrația piețelor și cei de la Clubul Sportiv Municipal.